Sunteți mulțumit de raportul prezentat de Ministrul Justiției în ceea ce privește ancheta DNA și a pachetului general? Nu. Eu am spus de multe ori în toate aparițiile mele publice că voi susține decizia ministrului într-un fel sau altul dacă va fi argumentată. Din păcate n-am ce să susțin, pentru că ori mă așteptam la o argumentație în care să ne spună tuturor de ce trebuie să fie menținuți în funcție șefii parchetelor, ceea ce era o opțiune și un rezultat al evaluării, ori argumentație pentru a cere revocarea lor. În schimb, am văzut o argumentație pentru a fi revocați cu o concluzie pentru a fi menținuți. Din păcate, n-am ce să susțin și trebuie să recunosc că am o oarecare dezamăgire. Mai are sprijin politic? Mă interesează, sincer, foarte puțin dacă rămân sau nu în funcție acești procurori, dar aș fi vrut de la Ministrul Justiției o prezentare nu a unor contraargumente pentru decizia finală. Vi s-a părut o lipsă de curaj a Ministrului Justiției? Îmi este foarte greu să explic asta. Ieri am fost sincer, sunt dezamăgit, nu supărat, nu altceva. Din acest motiv nu am vrut să-i spună până astăzi.